Rozmarinul este o plantă care a fost folosită de-a lungul timpului în domeniul culinar, în aromaterapie, dar și în medicină, datorită proprietăților sale benefice pentru organism. Rozmarinul este folosit încă din vremurile antice, datorită proprietăților sale medicinale. Grecii antici și romanii foloseau cu precădere rozmarinul în bucătărie sau ca plantă medicinală. Această plantă era folosită în mod tradițional pentru a ameliora durerile musculare, pentru a susține sistemul imunitar și pe cel circulator, dar și pentru a ajuta la îmbunătățirea memoriei sau la creșterea părului. Frunzele de rozmarin sunt folosite drept mirodenie pentru prepararea alimentelor, datorită aromei bogate și având în același timp un conținut ridicat de calciu, fier și vitamina B6. Rozmarinul poate fi folosit ca plantă uscată sau extract pulverizat pentru ceaiuri și diferite suplimente alimentare. Valorile nutriționale ale rozmarinului variază în funcție de modul în care este utilizat, proaspăt, uscat sau gătit, dar și de cantitatea folosită. Rozmarinul nu conține multe calorii și nu este o sursă de carbohidrați sau fibre. Totuși, rozmarinul conține diferite cantități de vitamine, precum vitaminele A, C, B6 și acid folic, cât și calciu, magneziu, fier și mangan. În concluzie, rozmarinul este o plantă cu numeroase beneficii pentru sănătatea organismului și poate contribui la îmbunătățirea memoriei și redarea vitalității. Acesta poate fi consumat sub formă de ceai, ori poate fi utilizat ca supliment alimentar, tinctură sau ulei esențial benefic în aromaterapie. Totuși, rozmarinul trebuie consumat cu măsură și cu grijă, deoarece poate interacționa cu anumite medicamente.